Furtunile au devastat gospodării din zona Moldovei cele mai afectate județe, fiind Galați și Vaslui. Conform ultimului bilanț, șase persoane au decedat, iar alte două sunt dispărute. Și în Iași, mai multe case și subsoluri de bloc au fost inundate luni dimineață, iar în Arad s-a circulat pe o singură bandă pe DN7, în zona localității Lipova, din cauza aluviunilor de pe carosabil. Pentru înlăturarea efectelor produse de ploi și furtuni, forțele și mijloace de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență NAM au acționat în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Pompierii nemțeni sunt alături de colegii din județul Vaslui. Forțe și mijloace de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dava, al județului Neamț acționează în județul Vaslui, în sprijinul colegilor, pentru înlăturarea efectelor produse de situațiile de urgență generate de manifestarea fenomenelor meteorologice. La această misiune participă 26 cadre militare cu un autocamion un microbuz, două autospeciale de primă intervenție și comandă, o motopompă remorcabilă și o motopompă transportabilă. Din rațiuni operative, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus ca forțele și mijloacele de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț să rămână în județul Vaslui. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților și să respecte indicațiile acestora pentru a preveni situațiile de risc. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteo și să verifice starea vremii înainte de a pleca la drum. În cazul creșterii debitelor Râurilor, cetățenii sunt rugați să nu traverseze cursurile de apă și să evite malurile acestora. Locuitorii din zonele vizate trebuie să curețe șanțurile și rigolele pentru a facilita evacuarea apelor pluviale. În cazul manifestării vântului puternic, rămâneți în spații închise și evitați deplasările în proximitatea copacilor sau a stâlpilor de electricitate. Pentru orice situație de urgență, apelați numărul unic de urgență 112. Este mesajul prefecturii județului Namț.